În 7 aprilie 2009, tinerii moldoveni ieșeau pe străzi nemulțumiți de rezultatul alegerilor. Acestea au fost câștigate de comuniști, dar victoria era însoțită de acuzații de fraudare a scrutinului. Manifestațiile au degenerat atunci în lupte de stradă. Sute de studenți au fost arestați și s-au înregistrat mai multe decese suspecte. Noi o să comemorăm acele persoane care au fost omorâte și de care acum nici nu se știe cine este vinovat. Vrem să aducem cumva Moldova mai aproape de vest și să nu rămână în est, acolo unde, sub influența comunismului, sub influența alegerilor fraudate, s-a schimbat cumva lumea. Acțiunea de aseară a fost organizată de grupul de inițiativă Basarabean. Noi nu considerăm că violența este o cale spre democratizare și, contrar, considerăm că drepturile fundamentale a cetățenilor duc spre succesul unui stat, indiferent de teritoriul geografic de pe globul pământesc, da. Seara s-a încheiat cu proiecția filmului Ce lume minunată a regizorului Anatol Durbală. Pelicula este inspirată de evenimentele de acum 7 ani în Chișinău. Ha, 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 ha.